Promisiunea zilei pentru tine. Psalmul 103, versetele 2 și 3. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. El îți vindecă toate bolile tale. Promisiunea de astăzi vorbește despre o vindecare deplină, vindecare sufletească și vindecare trupească deopotrivă. Psalmistul se referă la o vindecare plenară. Dumnezeu nu vindecă numai unele, ci toate bolile tale. Psalmul 107 cu versetul 20 ne spune cum face Dumnezeu lucrul acesta. A trimis cuvântul Său și i-a tămăduit. Cuvântul lui Dumnezeu este medicamentul. El vindecă bolile sufletului. Sufletul are bolile lui, așa cum și trupul își are bolile sale. Complexele de vinovăție, teama, îndoiala, depresia, mânia, pofta, ura, gelozia, dușmănia, lăcomia sunt doar câteva din acestea. Doctorii psihiatri spun că toate aceste lucruri pot pricinui moartea. Ele stau în spatele anumitor boli și tulburări fizice pe care le cauzează și le agravează. Dar Dumnezeu nu vindecă doar bolile sufletului, ci și bolile trupului. Profetul Isaia ne spune în capitolul 53, versetele 4 și 5 că Domnul Iisus a purtat suferințele noastre și a luat durerile noastre asupra Lui și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Cuvântul trimis de Dumnezeu, adică Domnul Iisus Hristos, care a locuit printre oameni plini de har și de adevăr, a purtat toate suferințele noastre în trupul Său când era pe cruce. În rănile Lui suntem tămăduiți. Rănile sale sunt cel mai bun medicament pentru orice boală, sufletească sau trupească. Puterea de vindecare se află în rănile Lui Iisus și ea vine și vindecă orice boală în urma credinței noastre. Domnul Hristos spune într-o împrejurare că toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Dragă ascultătorule, poate suferi de o boală sufletească sau de una trupească și de multă vreme dorești să fii vindecat. Domnul este Cel care poate să-ți vindece toate bolile tale și El îți promite acest lucru astăzi. Alege să crezi în puterea de vindecare care se află în rănile lui Iisus. Crede din toată inima ta, fără să te îndoiești deloc, că atunci când Domnul Iisus a stat atârnat pe cruce, El a luat asupra Lui toate durerile tale și a purtat în trupul Său toate suferințele tale. Spune lui Iisus: Doamne, dacă le-ai purtat Tu și dacă în rănile tale sunt tămăduit sau tămăduită, eu îți mulțumesc și primesc vindecarea Ta prin credință. Domnul Iisus îi spune lui Iair, un fruntaș al sinagogii, despre fiica sa care murise: Crede numai și va fi tămăduită. Alege să crezi promisiunea de astăzi care spune: El îți vindecă toate bolile tale și vei avea motive să-L binecuvintezi pe Dumnezeu.